Parlamentul European o nominalizează pe Laura Codruța și pentru ocuparea funcției de procuror șef european. Anunțul a fost făcut de grupul popularilor europeni și al verzilor. Astfel, din acest moment, negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul European, care l-a preferat pe francezul Jean-François Bonner pentru stabilirea unei candidaturi comune, vor începe. Parchetul European, care își va începe activitatea în 2020, are ca misiune investigarea și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda și corupția. Procurorul șef va avea un mandat de șapte ani care nu va putea fi reînnoit. Căveși a fost șefa Direcției Naționale Anticorupție din România timp de 5 ani, fiind numită în funcție în timpul mandatului de președinte al lui Traian Băsescu. În 2018, în urma unor rapoarte întocmite de Ministerul Justiției de la București, Căveși a fost revocată din funcție, ea fiind vizată în 18 dosare penale.